sunteți pregătiți să gătiți astăzi? Da! Bun venit la cel mai gustos curs de gătit! Aici copiii de peste 4 ani învață să-și pregătească singuri sandwich-uri vesele și mini-pizza. Îmi place să-mi fac singur mâncare. Și nu e greu? În principiu noi ne bazăm să se distreze copiii, să învețe ceva de aici, să nu vină doar așa de dragul de a veni la un atelier, să plece cu ceva noțiuni și ceva cunoștințe. Am făcut nazi în șuncă, gurița din ardei gras, am făcut dinți din porumb și obrajii, știi cu, din ce am făcut obrajii? Din ketchup. Și am ras cașcaval, cașcavalul fiind pielea. Îți place? De ce avem nevoie să facem un sandwich vesel și bun? Și vesel și bun în caldul ăsta. Ardei, puțină maioneză, șunculiță și castraveți. Și acesta ce reprezintă sandwich-ul tău? E un bau-bau. Un bau-bau. Foarte bună idee, bravo! Atelierul de gătit vesel durează o oră și are loc în fiecare duminică. Deși cursurile se adresează copiilor, părinții sunt ajutoare de nădejde. Ăsta este un om cu niște sprâncene lipide, cum ar fi. Și ăsta este... nu știu, acum văd ce o să fac. Lor le place foarte mult să gătească, aparent. E așa o mare joacă și o mare distracție pentru ei. Vreau că sunt diverse culori la ardei, la ingrediente și sunt foarte, foarte încântați. Pizza mea este un doctor care este speriat și este făcută din măsline, ardei, un pic de ketchup aici, castravete, șuncă. Acesta este un vampir. Și acesta este un om tântălău. De ce te-ai gândit tu la un om tântălău? Nu știu, îmi plac doamnei tântălei. Tu te-ai pus deja pe mâncat? Oh, păi și tu ce gătești? Pizza. Pizza? Și sandwich nu faci? Da. Păi hai, apucă-te de sandwich. Uite, mai o feliuță de pâine. Vreau să-mi faci un sandwich frumos și după aceea îl mănânci, da? Da. Prețul unui atelier este de 50 de lei, iar la final copiii pleacă acasă cu sandwich-urile pregătite de ei. Eu am făcut un vampir tântălău. Poftă bună!